Tuturor ne place ciocolata, puțină ciocolată și suntem aproape instant fericiți. Însă, nu întotdeauna ciocolata a avut o reclamă bună. S-a spus ba că ar îngrășa, ba că ne-ar face cine știe ce rele în privința sănătății și așa mai departe. Dar lucrurile nu stau deloc așa și nici nu au cum să stea așa, deoarece ciocolata conține cacao. Boabe de cacao și, bineînțeles, mai conține și alte ingrediente, dar cacaoa este un ingredient sănătos. Probleme pot să pună alte ingrediente care sunt utilizate eventual pentru realizarea ciocolatei. Dar cacaoa, după cum spuneam, este un ingredient sănătos. Ea provine din regiunea pădurii amazoniene. Bineînțeles, de acolo s-a extins în toată America Centrală și, așa cum știm prea bine, astecii iubeau cacaoa. Chiar credeau că zeul lor suprem, Quetzalcoatl, acel zeu care avea o formă de șarpe cu pene, ar fi furat niște boabe de cacao din paradis și le-ar fi adus muritorilor. El ar fi fost responsabil așadar de arborele de cacao adus muritorilor, ca să se poată bucura și ei de această băutură delicioasă, pentru că ei preparau din boabe de cacao o anumită băutură rece, groasă, cu un gust puternic, socoatl. Această băutură era atât de prețioasă pentru ei încât o beau din vase de aur. Era o băutură pe care o considerau energizantă, afrodisiacă, sănătoasă și, pe bună dreptate, ei o combinau cu diverse alte ingrediente, precum ardeiul iute. Bineînțeles, atunci când europenii au ajuns în America Centrală, au fost mirați de această băutură. Nu le-a prea plăcut. Cristofor Columb, când a încercat și el pentru prima dată această băutură, n-a fost deloc încântat. Totuși, în 1502 a adus în Europa niște boabe de cacao ca să vadă și europenii minunățile din lumea nouă. Cel care și-a dat seama de valoarea arborelui de cacao a fost Hernando Cortés. Bineînțeles, el a mers în America în căutare de aur, dar a știut să recunoască și alte lucruri care reprezentau adevărate mine de aur, cum era și arborele de cacao, așa că a înființat în numele Spaniei o plantație de cacao. Ceva mai apoi, în 1528, a adus în Europa boabe de cacao și le-a ascuns prin mănăstiri. Bineînțeles, știa cum se face această băutură. Ciocolata era o băutură scumpă, pe care și-o puteau permite doar bogații de atunci. Dar după aceea, în 1585, s-a făcut primul transport comercial de cacao din America Centrală în Spania. Spaniolii, bineînțeles, au fost primii care au gustat și au început să aprecieze această băutură, iar prințesele spaniole ajunse prin căsătorie pe la curtea Franței, pe la curtea Austriei și așa mai departe, au adus cu ele obiceiul de a bea ciocolată. Și așa, încet, încet, ciocolata a început să fie cunoscută la marile curți imperiale, la marile curți nobiliare. Și apoi, pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, au început să apară în Europa primele ciocolaterii. Din ce în ce mai multă lume dorea să descopere gustul de ciocolată. În secolul 20 erau deja foarte multe fabrici de ciocolată, foarte multe sortimente de ciocolată, pentru că, în timp, boabele de cacao au început să fie combinate cu diverse alte ingrediente. Și așa, încet, încet, succesul ciocolatei a început să fie umbrit de diferite povești, cum că nu ne-ar face bine sănătății, cum că ne-ar îngrășa și așa mai departe. Dar studii extrem de serioase au arătat că nici pomeneală de așa ceva. Cacaoa, boabele de cacao, ciocolata de calitate sunt chiar foarte bune, ne susțin sănătatea. Problema era la alte ingrediente care erau folosite în anumite sortimente de ciocolată. Așadar, trebuie să avem de grijă ce ciocolată alegem, pentru că ciocolata de calitate ne face bine sănătății, pentru că are foarte mulți antioxidanți. Cacaoa are foarte mulți antioxidanți și atunci și ciocolata are un efect
antioxidant în plus, ne susține inima și ne susține concentrarea. Probabil ați observat, ciocolata ne ajută să ne concentrăm mult mai bine și asta chiar 2-3 ore după ce am consumat ciocolată. Așadar, este recomandat să mâncăm ciocolată atunci când suntem în sesiune, în perioade de examene, atunci când trebuie să facem un efort intelectual susținut. Bineînțeles, dacă este să alegem o ciocolată de calitate, cu o cacao de calitate și nici nu ne îngrășăm dacă știm ce ciocolată să alegem. De exemplu, laboratoarele Remedia au ciocolată cu green sugar, acel îndulcitor multipremiat pe bază de stevie. Așadar, putem să ne bucurăm de un dulce sănătos, de ciocolata de la laboratoarele Remedia. Și, bineînțeles, putem să alegem diferite sortimente, ciocolată cu vanilie, ciocolată cu portocale sau cu mentă. Mie personal îmi place foarte mult ciocolata cu mentă. Despre ciocolata cu mentă chiar îmi propun să mai vorbesc în cadrul emisiunii Strategia mea de sănătate. Până atunci însă vreau să subliniez încă o dată că trebuie să fim foarte atenți la produsele dulci pe care le alegem și să învățăm și pe cei mici să aleagă sănătos. De exemplu, laboratoarele Remedia au lansat de curând o gamă pentru copii, Kidovit. Și în această gamă pentru copii există și ciocolată. Ciocolată caldă cu green sugar și cu portocale. Așadar, avem de unde alege și trebuie să alegem responsabil pentru noi și pentru copiii noștri. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți emisiunea Strategia mea de sănătate. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like paginii mele de Facebook. Vă mulțumesc și vă doresc să vă bucurați de o cană bună de ciocolată și o să vedeți cum o să fiți mai puțin stresați. Toate cele bune!